Cei care s-au plimbat astăzi pe la ora 17 prin Parcul Catedralei au avut ocazia să asculte ultimul concert de pian în aer liber de anul acesta. La final de sezon, organizatorii sunt foarte mulțumiți pentru că inițiativa lor a fost primită cu drag de băcăuani. Salonul de piană a oferit băcăuanilor un ultim concert în aer liber. Toți iubitorii de muzică bună au putut asculta repertorii clasice cântate cu maestrie la pian, oboi, vioară, violă și violoncel de elevii și chiar absolvenții Liceului de Artă George Apostu din Bacău. Acțiunea de astăzi o reprezintă ultima ediție din 2010 a concertului pentru suflet din Parcul Catedralei. Sunt invitați din nou părinții, copiii și toți cei care iubesc arta, doar cu aplauze. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în aceste 4 ediții ale concertului și așteptăm cu nerăbdare următorul an, următorul sezon, pentru a încânta din nou băcăuane. Această inițiativă a pornit din partea doamnei Mioara Iacob. Eu am răspuns cu plăcere aceste invitații, fiind și absolvent al Liceului de Artă George Apostu. Mi-am adunat prietenii, colegii și ne-am unit ca să facem ceva frumos pentru Bacău, ceva unic. Nu știu dacă chiar în țară dacă s-a mai întâmplat așa ceva, iar lumea a fost foarte recunoscătoare, pot spune. În fiecare seară au fost aproximativ 150 de persoane. Ne-au încurajat să mai facem acest lucru. Ne pare rău că trebuie să se oprească, pentru că a început și școala. Noi peste 2 săptămâni începem facultățile, dar vrem să ne întoarcem și să continuăm această treabă minunată. Eu interpretez la oboi, am fost invitată de doamna Iacob. Sunt onorată să particip și astăzi. Prieteni, familii, diferite persoane, sunt fericită că suntem și astăzi aici și vom continua această inițiativă excepțională, spun eu, și vom fi onorați în continuare să fim aici. Concertul este la a 4-a ediție în acest an. La fel ca și reprezentațiile trecute, inițiativa de acum a fost lăudată de băcăuanii care s-au adunat în Parcul Catedralei pentru a-i asculta pe tineri interpreți. Ați mai participat la astfel de concerte aici? Da, au mai fost câteva. Cum vi se par? Este o idee remarcabilă și dacă se poate generaliza și în alte parcuri din Bacău, ar fi foarte bine. Cum vi se pare inițiativa? Bună, mi se pare. E foarte frumos. Ce să zicem? E și ceva bucurie și pentru copii și pentru oameni care vin aici, ascultă. Ați mai vrea să îi vedeți aici în parc? Ba da. Am mai vrea, dar nu știm când mai face. Inițiativa este extraordinară. Într-adevăr, are o influență pozitivă asupra publicului. Oamenii stau până târziu și ascultă, ceva îi atrage și e ceva care face bine și sufletului și toate punctele de vedere. Încurajează copiii, deci asta e bine. Deja mulți copii întreabă ce ar putea să facă ca să studieze, ca să învețe, să facă cursuri de muzică. Biletul de intrare sunt doar aplauzele spectatorilor, așa cum a ținut să precizeze organizatoarea manifestării Mioara Iacob. După încheierea sezonului, activitatea se va restrânge în salonul de piane, unde săptămânal vor avea loc evenimente de acest gen, tot cu intrare liberă pentru publicul băcăuan. Tot în același salon se vor mai organiza lecții de pian, piese de teatru, manifestări culturale și lansări de carte.